și plin de emoții a avut loc la Puterea Dragostei. Jador și Ella au avut o discuție, iar apoi l-au dat lacrimile. Un moment emoționant a avut loc la Puterea Dragostei între Ella și Jador. Andreea Manta a intervenit și a susținut moral pe concurent, povestind o situație din trecutul ei. Jador și Ella au purtat o discuție în privat la Puterea Dragostei, unul dintre subiecte fiind chiar Culisa Serp și Larisa Judele, mărturisind faptul că el a ajutat-o pe concurentă, Ella, însă Jador a dat dovadă de un moment de gelozie, punându-i întrebări acide. Discuțiile dintre cei doi au continuat, alți concurenți de la Puterea Dragostei intervenind între ei. Jador, însă, a stat lipit de canapea cu lacrimi în ochi, privind în gol și spre televizor. Înapoi, frumoasa prezentatoare Andreea Mandea a venit în casa concurenților de la Puterea Dragostei și a vorbit atât cu Ella, cât și cu Jador despre ceea ce simt.